Bârlădenii sărbătoresc astăzi, 30 noiembrie, inaugurarea Bârla Value Center, primul centru comercial modern din oraș, dezvoltat de către Prim Capital, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din România. Bârla Value Center este un proiect de regenerare urbană care a transformat un sit industrial într-un pol de atracție pentru bârlădeni și nu numai, punându-le la dispoziție o gamă variată de branduri internaționale și naționale, unele aflate în premieră în oraș, pe o suprafață totală de 20.000 de metri pătrați. În plus, centrul comercial include primul hipermarket Carrefour din județul Vaslui, o zonă de servicii, o zonă de fashion, cafenele cu terase exterioare și un food court modern. În primul rând, mulțumim Bârladului pentru că ne primește. Carrefour este astăzi prezent în acest minunat județ și oraș cu primul său hipermarket. Personal, mă leagă multe lucruri pozitive de regiunea Moldovei. Am deschis acum 14 ani ambele hipermarketuri din Iași, așa că mă simt extrem de atașat de regiune și sunt extrem de mândru și de fericit să putem fi și în Bârlad alături de dumneavoastră. După cum ați văzut mai devreme, Carrefour vine cu o gamă largă de peste 50.000 de articole, cu un magazin digitalizat, cu etichete electronice, cu un serviciu complet, în sensul că pe lângă magazinul fizic pe care ați avut ocazia un pic mai devreme să-l vedeți, venim și cu o sferă e-commerce, respectiv cu aplicația Carrefour și cu site-ul Carrefour.ro, precum și cu aplicația Bringo, prin care puteți fi livrați în întregul oraș și în împrejurimile lui și online în cazul în care nu puteți ajunge în magazin. După cum ați putut observa, sunt și anumite aspecte locale. Pentru noi Carrefour este extrem de important să venim și cu o notă locală, de aceea veți găsi câțiva furnizori în diverse zone, fie că vorbim de măcelărie, de panificație, furnizori locali. Aceeași idee, același principiu este preluată și în sfera de vinuri. Am lansat acum câțiva ani de zile programul Deschide Vinul Românesc, care se adresează atât brandurilor renumite, dar și cramelor regionale și locale, și în egală măsură o zonă largă de produse nealimentare. Închei aici, mulțumind din suflet autorităților locale pentru faptul că ne-au permis să facem acest pas. Să mulțumesc din suflet partenerilor noștri de la Prime Capital pentru investiția minunată pe care au făcut-o și evident întregilor echipe ale magazinului Carrefour din Bârlad, echipelor din sediu și ale celorlalte magazine care au ajutat la pregătirea magazinului pentru o deschidere, sper eu, fantastică în vremurile astea un pic deosebite. Proiectul Bârlad Value Center va avea un impact pozitiv asupra comunității bârlădene și în plan economic, atât direct prin crearea peste 600 de locuri de muncă, cât și indirect prin taxe și impozite pe proprietate și salarii. Mai mult de atât, acest proiect oferă plus valoare orașului, schimbând fața acestuia, astfel zona se transformă într-un loc atractiv pentru întreaga comunitate. Pentru că sunt mulți prieteni aici, să nu greșesc atunci când mă adresez, am să spun foarte simplu, domnilor și doamnelor. În primul rând, mulțumesc pentru invitația făcută de a participa la deschiderea primului centru comercial din Bârlad. Mulțumim pentru investiția făcută la nivel de municipiu, o investiție care se va răsfrânge asupra fiecărui bârlădean în parte și nu numai. Această investiție creează o nouă deschidere pentru municipiul Bârlad și pentru toate comunitățile din jurul Bârladului. Investiția este importantă, însă spun pragmatic, și pentru primăria Bârlad, dar și pentru primăria din jur, din următoarele considerente. Oferă o nouă perspectivă a municipiului Bârlad, polarizează zona din jurul Bârladului și nu numai, astfel că cei care ne înconjoară de sute de ani nu vor mai merge în alte localități pentru cumpărături. Mă refer la cei de la Podul Turcului, Fălciu, Murgeni, Berești, Târgu Bujor, Dragomireș, Vladia, toți acești cetățeni vor veni la Bârlad. Un număr însemnat de angajări la nivelul acestui centru comercial și cred că sunt mulți care înțeleg ce înseamnă bugetul unei primării. Impozit pe teren, impozit pe construcții și o parte din impozitul de pe venit al fiecărui angajat. Iată de ce primăria Bârlad a privit cu interes această investiție și vă mulțumim încă o dată că ați ajuns și la Bârlad. Dorința noastră este de a spune
unde mergeți în țară, că la Bârlad sunt oameni deschiși pentru investiții. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm cu drag și cu alte investiții la Bârlad. La inaugurare, pe lângă reprezentanții centrului comercial, au fost prezenți atât autoritățile locale, cât și cele județene. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia de a vedea o astfel de investiție în municipiul Bârlad și în județul nostru. Nu mai trebuie să enumăr și eu avantajele acestei investiții. Vreau să-i felicit pe toți care au contribuit la realizarea ei. Vreau să-l felicit pe domnul primar, a pus umărul și a făcut tot posibilul astfel încât să avem așa ceva în municipiul Bârlad, în județul nostru. Vă urez tuturor succes și sper să vedem cât mai multe astfel de investiții, atât în municipiul Bârlad, cât și în județul vostru. Domnule primar, domnule administrator, doamnelor și domnilor, vreau să-mi permiteți mai întâi să mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a fi împreună la inaugurarea acestui minunat centru comercial. Spun minunat centru comercial pentru că, dacă ne uităm, cu excepția părții din stânga, avem o imagine foarte frumoasă și un încadrament perfect al acestui centru comercial în zonă. Să sperăm că lucrurile acestea frumoase vor fi și utile bârlădenilor. Ele deja sunt utile pentru că un număr mare de oameni lucrează în acest centru comercial. Serviciile prestate către cetățeni vor constitui o altă utilitate și pentru toți cred că este un lucru important, un element al modernizării a pătruns în județul nostru. De aceea să-i felicităm pe toți, pe constructori, pe investitori, autoritățile publice locale și să-l dorim tuturor succes!